Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei. Au fost negocieri sau au fost discuții la Complexul Energetic Oltenia între sindicate și actuala conducere. Ei bine, până în momentul de față avem niște cifre ale anului 2015, dar este un bilanț provizoriu. Ce intenționează să facă actualul manageriat, dacă va disponibiliza sau nu și câți oameni vor disponibiliza noi șefi de la Complexul Oltenia în acest an? Încercăm să discutăm și poate obținem și niște răspunsuri în această seară. Vin foarte puține informații de la Complexul Energetic Oltenia, de la actualul director general, cel care spunea că vrea să fie transparent, să instituie transparența în această companie. Ei bine, transparența am văzut-o definită în ultima perioadă altfel, în niște angajări preferențiale, pentru că asta s-a făcut la Complexul Energetic Oltenia, adică ceea ce se făcea și înainte. Nicio altă schimbare. La dilemele zilei în această seară, doi lideri ai angajaților, doi lideri de sindicat, domnul Doru Crăiete, vicepreședinte al Sindicatului Energia Rovinar, mulțumesc mult pentru prezență. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Manu Tomescu, lider tot la Sindicatul Energia, mulțumesc de asemenea și dumneavoastră. Bună seara. Ați fost la discuții, domnilor, cu reprezentanții conducerii, cu reprezentanții administrației Complexului Energetic Oltenia. Aveți, măcar dumneavoastră, niște răspunsuri concrete, ce intenționează să facă actuala echipă de conducere, ce plan, măcar pe termen scurt, are domnul Ciobotărică? Nouă reprezentanților mass media nu ne-a dat astfel de informații, dar poate dumneavoastră, pentru că îi reprezentați pe oamenii care muncesc, practic pe oamenii care îi susțin acolo, pe acești domni. Dumneavoastră v-au dat mai multe informații sau v-au răspuns la întrebări? Noi am fost invitați de domnul Ciobotărică la o discuție într-un cadru informal, ca să spun așa, pentru că ne-a spus dumnealui că s-a autosesizat urmărindu-ne ieșirile publice și pe rețelele de socializare și vrea să știe și să-și dea seama și de starea de spirit din teren de la liderii mai mici care sunt în producție și sunt tot timpul în mijlocul oamenilor. Discuția a plecat de la clasele de salarizare, care știți bine că noi am contestat modul cum au fost acordate și încă din startul discuției, dumnealui ne-a spus că actuala conducere a companiei își asumă orice urmare a anulării promovărilor făcute cu nerespectarea criteriilor convenite în Comisia Mixtă Administrației Sindicate și că a trimis deja în teritoriu listele spre analiză a directorilor din teritoriu și a șefilor de secții și ateliere. În ceea ce privește mai departe mersul acestei companii, dumnealui ne-a spus că situația este care este, ce a prezentat și în declarația aceea de presă și, cum bine a spus și dumneavoastră, nu este definitivă. Dumnealui trebuie să demonstreze că în anul 2016 vom merge pe un trend ascendent în ceea ce privește indicatorii economico-financiari, că nu are de gând din start în plan să disponibilizeze personal și că totul se va face pe o analiză pe fiecare compartiment în parte, care va fi prezentată partenerilor sociali luna aceasta. Dar de ce trebuie să ia conducerea de la Complexul Energetic Oltenia pulsul angajaților pe rețelele de socializare? Că spuneați, acolo au observat că aveți nemulțumiri sau că există nemulțumiri și pe ieșirile de pe posturile de televiziune. Și v-au chemat la discuții.
Bănuiesc că dumnealui era îngrijorat prin prisma faptului că eu am declarat că dacă nu se iese cu o declarație tranșantă și de la nivelul conducerii companiei, pentru că știți, dumnealui și-a luat singur termenul de 31 ianuarie, s-ar putea să aibă surprize și că sunt oamenii foarte nemulțumiți în teritoriu. Deci, dacă la Ciurel ne așteptam să zică una, să facă alta, vrem o altfel de abordare din partea actualei conduceri. Domnule Tomescu, într-adevăr, s-au dat niște cifre, v-au chemat și la niște discuții prealabile, bănuiesc că urmează și altele, dar atunci când vor avea și dumnealor definitivat un proiect, bănuiesc că până la urmă își vor face un proiect, un plan de, pentru menegerierea acestei companii de stat. Sper să nu dărâme colegii studioul. Nu sunt emoționați din cauza domnilor care conduc CEO. Până atunci, dumneavoastră ce le spuneți oamenilor pe care îi reprezentați? Că totuși a apărut în spațiul public varianta că este posibil să fie niște disponibilizări sau noi disponibilizări și anul acesta. Și asta în urma conferinței susținute de domnul Ciobotărică și câțiva dintre directori. A apărut în spațiul public ideea că, bineînțeles, în urma sau pe marginea aceleiași declarații a dumnealui, că va fi o restructurare, o reorganizare în companie. Ce le spuneți totuși oamenilor? Încă de la început aș vrea să vă spun că la întâlnirea de vineri am fost numai protestatarii din noiembrie. Cei mai nemulțumiți dintre nemulțumiți sau cei mai supărați am fost dintre nemulțumiți. Cam din toate zonele, discuția a fost strict pe acele clase de salarizare, pe acea discriminare a colegilor noștri. Cu câteva zile înainte, într-adevăr, președinții noștri de sindicate, cei care fac parte din comisia paritară, comisia mixtă, au fost chemați la cele discuții de care spuneți dumneavoastră. La discuțiile la care am participat noi doi și cu încă câțiva colegi de-ai noștri, s-a discutat strict pe acea discriminare pentru care noi am protestat în noiembrie. Asta aș vrea să vă spun. Dar pe această temă a îngrijorării a situației companiei, că ar fi disponibilizări, că ar fi restructurări, noi putem să asigurăm că facem ce ar trebui să facă fiecare sindicat, adică să nu fie afectați colegii noștri, să nu fim afectați noi salariații, așa cum a fost în ultima perioadă de timp. Ce măsuri puteți lua dumneavoastră acum, că practic nici conducerea nu a dat un răspuns bun ce intenționează să facă în cursul acestui an? Doar a fost aruncată așa ideea că va fi restructurare. Suntem prudenți, suntem îngrijorați, nu putem să acționăm preventiv. Eu știu, să spun așa, nu poți să-i dai la cineva două palme că te ceartă peste 5 minute sau te jură. Cam așa stau lucrurile. Așteptăm și noi să ne dea domnul director Ciobotărică cifrele, să le prezinte în comisia mixtă, așa cum e normal, într-un dialog între administrație, sindicate, după aceea vom discuta și noi, vom face ședințe și vom vedea ce e de făcut. Oricum vom respecta atributul principal al sindicatului, adică să aibă grijă și să apere demnitatea, libertățile și interesele salariaților. Vreau să ne amintim o scurtă declarație din prima și ultima ieșire a domnului Ciobotărică în acest an la sediul companiei, atunci când a vorbit și de restructurare și de eficientizare și de pierderile pe anul anterior. Vedem și ascultăm declarația domnului Ciobotărică legat de restructurări. Directorat, până la ultimul loc de conducător de muncă va trebui să stabilească sau va avea
obiective precise, totul va fi cuantificat, iar funcție de cum vor evolua lucrurile în perioada următoare, se vor lua măsurile respective. Avem pârghii să facem asta, va trebui să lucrăm în echipă, va trebui să acceptăm și lucruri pe care parte din noi nu o să le accepte, pentru că un proces de eficientizare nu implică doar lucruri pozitive, și va trebui să ni le asumăm. Vorbim de continuitate, de stabilitate și de predictibilitate. Dacă vom fi în situația de a lua măsuri care nu sunt pe placul unora, le vom lua pentru că ele vor acoperi niște riscuri pentru perioadele viitoare. Vorbim despre reducerea numărului de salariați. Nu sunt eu măsură să spun acum că va scădea numărul de salariați cu un procent sau cu un număr. Există deja un plan de management construit de societate care, printre alte măsuri, are o analiză și vis-a-vis de numărul de salariați. Da. Practic, ne-a spus domnul Ciobotărică în urmă cu câteva săptămâni că există deja un plan de management. Practic este planul de management al domnului Laurențiu Ciurel, că nu a fost făcut altul exact între timp. Și acest plan de management are construit, bineînțeles, și un capitol legat de restructurare și de oamenii care ar fi disponibilizați. Ceea ce știm noi din declarațiile fostului manager Ciurel și despre vechiul plan era bazat pe ieșirea la pensie, deci pe ceva, un mers natural al lucrurilor, și era pe până în 2018, dacă nu mă înșel. Oricum, noi trebuie să afirmăm și să-i reamintim domnului Ciobotărică că în ceea ce privește personalul, nu trebuie să existe planuri de a disponibiliza oameni din producție. Pentru că trebuie să știe că acolo unde se muncește e omul și locul. Ba mai mult, știți că s-a vorbit inclusiv la acordarea de clase că sunt locuri de muncă unde oamenii au primit sarcini în plus. Deci nu aici este problema. Ca să dai oameni afară e cel mai simplu lucru și nu știu dacă e o mândrie pentru un manager că și nici măcar nu cred că este un factor decisiv în rentabilizarea unei companii. Deci clasamentul adevărului e acolo la indicatorul care se numește profit din exploatare. Și ca să fiu mai exact, aș vrea să vă dau o evoluție așa a profitului din exploatare. La 31.12.2012 era de 44 de milioane de lei un profit. La 31.12.2013 deja aveam pierdere de 28 de milioane, care vedeți că e incomparabilă cu ce a urmat următorul an 2014, 638 de milioane de lei pierdere. Ca să nu mai spun ce a estimat pe 2015, 725 de milioane de lei. Deci măsurile aici trebuie luate. Nu salariile oamenilor sau faptul că nu se muncește cum trebuie acolo jos. Ba se muncește. Și anul ăsta am demonstrat, am bătut toate recordurile posibile de continuitate, de incidente și avarii aproape deloc și așa mai departe. Și iar ca să îi reamintim domnului Ciobotărică că atunci în momentul când ar vrea să apuce de un program care să presupună disponibilizări colective, trebuie să o facă cu partenerul social. Iar dacă vrea să aibă noi un partener social, trebuie să vină cu măsuri care să ducă la ceea ce am spus înainte, la creșterea profitului din exploatare. Da, domnule Crăiete, dar mai este posibil ieșirea pe cale naturală sau trimiterea oamenilor acasă pe cale naturală? Pentru că
Anul trecut, adică în 2015, într-adevăr, au fost disponibilizați niște oameni, 2100. Unii dintre ei pe cale naturală au ieșit din sistem sau aproape pe cale naturală, un pic forțat. De ce? Pentru că mai aveau până la 2 ani până la pensionare. Ei bine, au ieșit cei care mai aveau până la 2 ani. Anul acesta, de unde să mai luăm din cei care mai au până la 2 ani? Pentru că deja i-am disponibilizat spuneam, la jumătatea anului trecut. Acest plan e până în 2018. Eu nu cred că anul acesta vor... Da, dar deja sursele noastre spun că și anul ăsta vor fi niște disponibilizări și nu puține. Poate chiar mai multe decât anul trecut. Să așteptăm data de 15 februarie, dacă nu mă înșel, a spus că se va întâlni cu sindicatele. Și în funcție de ce ne prezintă domnule acolo, putem discuta. Eu reafirm încă o dată că acolo unde se dă producție, nu există loc de disponibilizări. Este clar. De ce? Acolo deja, de acolo au plecat oameni și... Au plecat, dar este... știți care e problema? Că au plecat oamenii meseriași cu vechime, cu... Din contră trebuie să ne gândim... Eu prin 2018 spuneam la o discuție cu domnul Ciurel, domnule, uitați-vă ce îmbătrânite personalul la pram, la secția termomecanică. Nu se formează așa ușor un specialist în energie, pentru că toți aceștia sunt specialiști. Deci lucrul ăsta integrat în termocentrală ca să-ți meargă turbină, cazan, generator, fac o grămadă de oameni pe o grămadă de meserii și toți sunt la vârf și nu-i formez într-un an sau doi. Dar credeți că ar înțelege sau înțelege, are experiența necesară doamna angajată recent director la resurse umane, cea care ar trebui să facă acel plan doamne de director, restructurare? Doamna director de la resurse umane, am ținut să-i spunem din primul moment că echipa care o are acum în subordine, cu excepțiile de rigoare, a fost biciul lui Ciurel. Prin acest departament de resurse umane, Ciurel a încălcat contract colectiv de muncă, contract individual de muncă și dumneavoastră trebuie să facă curățenie. Așa cum și cum domnul Ciobotărică trebuie să-și facă echipă. Iar în ceea ce privește în teritoriu, să știți că acolo sunt, nu poți să iei tu director general dar o măsură în robinar fără să le întrebi pe domnul Pisc. În minerit și energie, cum o să trieze pe cei care să plece acasă? Păi nu o să trăiesc de dumneavoastră, probabil tot prin colaboratori. Dar asta e să... Deci trebuie să aibă flerul de a-și forma o echipă de oameni și bine pregătiți și bine intenționați. Credeți nu că pe în pile companie și relații nu sunt, și... nu sunt, ba da, sunt persoane bine pregătite și bine intenționate? Sunt, bineînțeles că inclusiv la resurse umane, inclusiv de cei care cu mânuța lor semnau anumite decizii care încălcau legea. Dar nu făceau, zic eu, de drag nici ei. La presiunile lui Ciurel sau mai știu... Ale fostei conduceri, spuneți. Exact. Da, domnule Tomescu, vor fi niște disponibilizări, că vor fi anul ăsta, că vor fi anul viitor. Cert este că ele vor fi operate în cele din urmă. Și numărul, conform surselor noastre, este de câteva mii. Nu știm dacă într-o tranșă sau două se va face acest lucru, dacă în cursul acestui an sau și în cursul anului viitor. Dumneavoastră nu aveți niște răspunsuri nici în momentul de față legat de acele majorări salariale care s-au făcut preferențial. Că am văzut la Complexul Energetic Oltenia totul s-a făcut și încă se face, din păcate, preferențial, fără a respecta o legislație, fără a da niște răspunsuri, fără a ține cont de nimic. Credeți că de data aceasta se va lucra corect, moral, legal? Da, dacă vrem să fie dialog din prima, trebuie să fim deschiși și să fim încrezători. Până la proba contrarie, eu zic că din trecut, din ce s-a întâmplat sub conducerea domnului Ciurel, a avut și
actuala administrație, respectiv domnul director Ciobotărică, dar și noi sindicatele am avut de învățat, în sensul că domnul director Ciobotărică să nu facă ce a făcut domnul director Ciurel, adică să ne discrimineze și să facă abuzuri, iar noi sindicatele să fim mult mai prudente. Și asta și facem, chiar dacă ni se spune că să avem răbdare, că se lucrează, noi încă așteptăm, nu putem fi păcăliți, pentru că în privința claselor de salarizare noi stăpânim situația. Știm cum s-au împărțit acele clase, noi cunoaștem acele persoane care n-ar fi trebuit să se găsească pe acele tabele. Credem că și administrația deja are la ora actuală acele tabele, pentru că se lucrează chiar de vineri, de când am fost chemați la discuții cu domnul Ciobotărică, se trimisese o dispoziție în teritoriu prin care să fie puși pe listă acei salariați, acei privilegiați, acele relații care nu ar fi trebuit să se găsească pe acele tabele. Știți că au fost trei criterii stabilite între sindicat și administrație. Aici lucrul, treaba e foarte simplă. Acei colegi sunt ușor de depistat și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ce aș mai vrea să mai adaug este că, vedeți, pentru noi salariații, oamenii simpli, este foarte greu să îndreptăm niște lucruri, niște abuzuri, niște discriminări. Uitați, deja au trecut, deci s-a făcut în octombrie acea mărire de acea promovarea colegilor noștri, un procent, noi credem că de 40%, nu știu, vedem ce va ieși până la urmă, a trecut atâta timp, suntem deja în februarie și nu putem să îndreptăm aceste lucruri. Asta pentru noi este dureros, pentru că vedeți cât de repede se face o nedreptate și cât de greu se repară. Este de asta zic că trebuie să fim prudenți pe viitor, rugăm orice director, orice administrație care o să vină, să respecte ce se stabilește în acea comisie mixtă, adică să respecte acele trei criterii și atunci nu vor mai fi probleme. Pentru că noi aici suntem cei mai răi și cei mai înverșunați când nu suntem respectați, când suntem discriminați. Aș vrea să completez și eu aici, ceea ce privește această analiză. Eu am mare încredere în domnul director PISC de la Termocentrala Rovinari, pentru că îi știu poziția încă de când s-au dat aceste clase. Dumnealui știți că era atunci la Turceni și când a venit, deja listele erau făcute, noi l-am sesizat. Dumnealui când a văzut ce a încercat să repare cât de cât și cu Ciurel nu s-a putut. Și sunt convins că domnul PISC, cu listele în față, cu procedura în față, procedură bazată pe criteriile convenite în Comisia Mixtă Administrație Sindicate, că administrația cu sindicatele au convenit una și Ciurel cu Zmeu a făcut altceva. Deci sunt convins 100% că domnul director PISC va face corecțiile necesare. Da, dar acele corecții trebuie făcute în toată compania, nu evident, la eu m-am referit la zona noastră, de la zona dumneavoastră. Aș vrea să subliniez aici că cele mai mari probleme au fost pe zona Rovinari, deci nu pe toată compania. De exemplu, cei de la Jilț, de la Turcenii, zona Motru, au recunoscut că la dumnealor nu au fost probleme. Problemele au fost unde domnul Ciurel a avut acest sindicat, Zmeu. Aici, pe zona Rovinari, au fost cele mai mari probleme. Sindicatul. Da, da, deci carierele Roșia, Peșteana, Pinoasa, Tizmana, Tizmana 1, Gârla, Poiana, Termocentrala Rovinari. Aici sunt problemele și aici aș vrea puțin să dezvoltăm, să înțelegem situația și de ce suntem noi așa supărați, așa înverșunați. Sunt cazuri și vă rog să mă credeți că sunt poate sute de astfel de cazuri când un conducător de formație sau un șef de tură, un cefelist, doar pentru că a fost vector Zmeo sau chiar lider la acest sindicat și a permis să primească două sau trei clase, în timp ce sub conducerea lui, deci în formația lui, are salariat care este sub limita de salarizare. Deci acel coleg de-al nostru, vă dau un exemplu, poate să aibă clasa 10,
Iar pentru funcția, pentru meseria pe care o prestează, pe locul de muncă, ar trebui să pornească de la 16 în sus. Vă dați seama cu ce situații ne confruntăm, de ce suntem noi și de ce insistăm pe aceste lucruri, pentru că dacă domnul director Ciobotărică spunea de stabilitate, continuitate, predictibilitate, noi, sindicatele, vrem să mai adauge încă un criteriu, credibilitate. Adică să aducă odată dreptatea în compania noastră și după aceea putem să vorbim de toate celelalte. Dar întâi trebuie să rezolvăm aceste lucruri, să fie credibili, adică și dumnealor să fie credibili în fața noastră, iar și noi atunci putem să stăm altfel de vorbă. Până atunci suntem sceptici. La Târgu Jiu trebuia să ajungă și ministrul energiei. Așa s-a vehiculat, așa a declarat dumnealui la un moment dat. Ei bine, a fost plecat din țară, am văzut că este foarte activ și dumnealui pe rețelele de socializare. Cred că este un trend, așa, toată lumea lucrează din greu, dar pe rețelele de socializare. Ei bine, domnul ministru al energiei ieri era foarte încântat că a descoperit oameni de valoare acolo unde a fost plecat, și anume în străinătate, la Bruxelles, pentru că, nu știu, din țară nu auzise sau nu văzuse în mass media sau tot pe rețelele de socializare că valorile noastre au plecat de mult și continuă să plece. Și era foarte, foarte entuziasmat. Ați încercat, sau reprezentanții ai sindicatelor au încercat să stea de vorbă cu domnul Victor Grigorescu, actualul ministru al energiei, să-i explice care este situația, să îi spună cum stau lucrurile la complexul energetic Oltenia și că trebuie luate niște măsuri și asta trebuie făcut în regim de urgență, pentru că avem 2 ani cu pierderi care sunt undeva la peste 700 de mii de lei, că avem oameni trimiși acasă anul trecut și iată, ne paște o nouă etapă de disponibilizări și așa mai departe. Liderii noștri de la Federația Națională Mine Energie, inclusiv Petrenica din Valea Jiului, au avut o întâlnire cu Ministrul Energiei și i-au cerut... Când asta? Cred că în luna ianuarie au fost la București și i-au cerut odată pentru totdeauna să creioneze acea strategie energetică națională, pentru că în lipsa acesteia, păi, aceea nu vedem... strategie, să știți că nu se poate face așa peste noapte, nu o face vedeți... ministrul de unul singur, și pe site-ul Ministerului Energiei deja a fost făcut anunțul, a fost publicat anunțul că au loc niște consultări pentru elaborarea strategiei energetice naționale 2016-2030. Prima consultare ar fi trebuit să aibă loc, poate chiar a avut loc, pe 27 ianuarie. Anunțul suna în felul următor. Ministerul Energiei invită asociațiile producătorilor, procesatorilor, distribuitorilor și furnizorilor de energie, precum și asociațiile consumatorilor, la consultări pe marginea procesului de elaborare a strategiei energetice naționale 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. 27 ianuarie, ora 10, la sediul Ministerului, aceasta a fost data anunțată, și ulterior scriu responsabilii Ministerului de Resort că Ministerul intenționează să desfășoare consultări și cu alte categorii în săptămânile următoare datei pe care am citit-o mai devreme, și anume
organizații ale societății civile, universități și institute de cercetare. Eu cred că ar fi trebuit să se înceapă cu aceste categorii, pentru că o strategie energetică națională pe vreo 14 ani nu se face cu asociațiile de consumatori, să fim serioși. Vedeți, dumneavoastră, noi ar fi vrut să o avem de, să zic așa, plastic de ieri, strategia asta energetică națională. Dar de ce nu i-au pus la o masă rotundă pe toți acești oameni responsabili ministerului, dacă într-adevăr vor să aibă părerile tuturor celor care sunt implicați și să poată într-adevăr să creioneze o strategie, un plan acolo, că la noi se funcționează alandala de ani de zile. Nu știu dacă noi ne putem pune mari speranțe în actualul guvern, care nu are nici sprijin politic, e clar. 25 de ani n-au fost în stare politicienii să, în acest domeniu, să creioneze această strategie ca să ne știm și noi rolul și rostul nostru și locul nostru. Uitați-vă în Valea Jiului, care sunt, cum să spun, cu un picior în groapă față de noi. Acolo nu-i făcută niciun fel de investiție pentru pe mediu, ca să se conformeze cerințelor de mediu. Vă dați seama, asta înseamnă milioane și milioane de euro. Din păcate, nu se vede niciun fel de voință. Au fost lăsați și politicul și-a făcut mendrele prin directorii pe care i-a pus și acolo și pe aici, la noi am văzut. Și din păcate nu vedem niciun rezultat. Nu avem în țara asta servicii care să se ocupe, servicii secrete. Nu avem poliție, procuratură, pentru că să sifonez în continuu milioane de euro din sistemul ăsta, știți vorba aia că în România de 2000 de ani se fură și tot mai e de furat. Nu știm nimeni ce să credem, oricum trebuie să îi mandatăm pe liderii noștri din federație și împreună cu cei din Valea Jiului să meargă la minister, nu știu, să stea acolo până au odată un răspuns, că vorba dumneavoastră pe Facebook e frumos, dar nu se vede nimic în realitate. Da, și vorbim, atenție, de o strategie energetică națională. De ce credeți că se joacă oamenii ăștia cu astfel de lucruri? Este vorba de energia țării, este vorba de un plan de management la nivel național într-un domeniu strategic, domnule Tomescu. Au ieșit niște domni politicieni care au făcut un comitet, o gașcă de specialiști, care au ieșit după câteva săptămâni cu vreo 3 pagini și jumătate, col A4, cu un așa zis proiect care să stea la baza unei strategii energetice naționale, un plan care de fapt era copiat dintr-o propunere de strategie energetică publicată, publică, de altfel o găsim și pe site-ul ministerului. Apoi au mai ieșit oamenii aceștia care au condus și conduc ba Complexul Oltenia, ba Ministerul Energiei, ba Ministerul Economiei și la fel s-au lăudat, au defilat prin fața camerelor de luat vederi, prin fața liderilor de sindicat, a oamenilor și au spus că lucrează la o strategie energetică națională. Ei bine, iată, suntem în anul 2016 și ne anunță pe net, bineînțeles, dar pe pagina oficială ce-i drept, a postat domnul ministru și la dumnealui pe pagina personală pe rețeaua de socializare, pentru că, spuneam, este foarte activ în acest mediu virtual, că se lucrează și invită oamenii la discuții pe această temă. Niște discuții anunțate pe 21 pentru data de 27. Așa apare anunțul postat pe pagina oficială, 21 ianuarie,
anunțate, spuneam, acele întâlniri pentru 27, adică la o distanță de 6 zile. 6 zile în care cei interesați, dacă au, bineînțeles, această meteahnă, să verifice zilnic site-ul Ministerului Energiei, află, dacă nu, nu. Ei bine, dacă nu se înscriu, nu pot participa la respectivele discuții. Și au lăsat dumnealor un mail, o adresă de mail la care să se înscrie cei care să participe la discuții. De ce se joacă oamenii ăștia cu astfel de chestiuni? Ce pot să spun? Pentru noi nu este bine deloc, pentru că cu cât trece timpul, cu atât vedem că ne este mai rău și la nivel național, dar și aici la noi în Gorj se pierd locuri de muncă. Asta ne-a mai rămas nouă, să producem energie pe bază de cărbune. Spuneam, cu cât trece timpul, este în defavoarea noastră. Lipsa lor de viziune, nu știu, n-aș spune eu pe seama că s-ar juca. Cred că sunt inconștienți sau nepricepuți. Dar ar putea, dacă atunci nu ce se pricep, acolo, ar putea să copieze, dacă sunt nepricepuți. Să copieze exemplu, aici când spune pricepuți, mă refer la cei care ne-au condus în ultimii 25 de ani. S-au arătat a fi nepricepuți. Am văzut la Târgu Jiu, îmi cer scuze că vă întrerup, ministru al energiei, al economiei, de fapt pe domnul Niță, într-o primă vizită aici la Târgu Jiu, abia fusese investit în funcție și nu putea da niște răspunsuri pe chestiuni elementare. A trebuit să-i sufle Laurențiu Ciurel, care stătea de-a dreapta. Da, ați văzut, experiențele sunt multe, putem aici să ne aducem aminte de multe momente pe care le-ați povestit și dumneavoastră. Dar îi rugăm pe cei care conduc, care să aibă puțină inspirație sau eu știu să ia exemplu Poloniei, Germaniei, Franței, țărilor din jurul nostru, Cehiei, care au reușit să-și conserve într-un fel acea rezervă națională, cărbunele. Eu vă mai spuneam, nu înțeleg de ce trebuie să fim noi altfel de cum sunt cei din Europa. Avem deja termocentralele care vedem că produc, dau siguranță sistemul energetic național, avem rezerva de cărbune, avem utilajele, avem tot ce ne trebuie să punem stabilitate în sistemul ăsta energetic național, stabilitatea care am putea o asigura-o noi. Cei care vedeți că producem această energie pe orice vreme, pe orice temperatură, se bazează pe noi, iar când este vorba să facă ceva și pentru noi, în sensul să nu mai fim discriminați pe piața de energie, fac strategii, dau din numeri, lasă să treacă timpul. Eu aici aș spune doar așa, să-și amintească ce a făcut strada anul trecut și dacă nu au luat o lecție din ce a făcut strada anul trecut, s-ar putea să aibă mari surprize, pentru că, vedeți și dumneavoastră, pleacă copiii, pleacă tineretul din România, deja este un fenomen ce se petrece și, vedeți, oamenii sunt din ce în ce mai răi, din ce în ce mai, cum să spun, mai nerăbdători să trăiască și ei bine în țara lor. Asta aș spune și dacă nu ia învățătură de minte de ce s-a întâmplat anul trecut când strada a dat un guvern jos, cred că nu știu. Eu aici aș vrea să fiu foarte tranșant și să spun așa, că nu am încredere în acest guvern că va face o strategie energetică națională. Nu că nu e capabil să o facă. Dacă să faci o strategie energetică națională, trebuie să ai sprijin politic. Și știm bine care e sprijinul politic al acestui guvern. Această strategie trebuia făcută de mult, încă înainte de când s-a spart vechiul Renel, Conel și cea mai mare prostie care s-a făcut, sau grupat producătorii pe baza sursei de combustibil. Și vedeți dumneavoastră, așa s-a putut fura. Să fim sinceri, să spunem, toate guvernele au furat cât au putut din energie.
Cum adică în Cehia, în Ungaria există, nu i-a obligat nimeni să-și vândă rețelele de distribuție, nu i-a obligat nimeni să-și vândă producătorii. Cine au venit la noi în țară? Cu cine am privatizat noi rețelele de distribuție? Cu firme de stat din Italia, din Cehia. Ăsta e adevărul. Avem o clasă politică care e cea mai mare responsabilă împreună cu noi care îi votăm cu ochii închiși an de an, care ne-a adus unde ne-a adus. Am avut cea mai mare oportunitate cu premier din ales de noi. Numai că premierul, domnule Crete, nu era specialist nici în minerit, nici în energie. Mi-aduc aminte că poate de asta n-a putut chiar dumneavoastră i-a spus înțelege de ce este necesară. I-a spus o întrebare când eram împreună cu domnul Ciurel pe undeva pe la prefectură, dar are domnul Ciurel profit. Sper să aibă, că altfel nu o să mai fie la conducerea companiei. Și Ciurel Nicolae e pe site. El nu pusează pe site de un an jumate nimic, niciodată financiar. La nivelul ăsta se minte. La nivelul ăsta se complac. Bine, poate era pe site, dar ascuns. Da. Să-l vadă numai el și cu... Bine, au avut și o majoritate parlamentară prin care putea să treacă orice cadru legislativ de la cap la coadă. Ați văzut când a fost să-și mărească pensiile, să-și mărească salariile... Au venit sâmbătă, au venit duminică la servici. Exact, da. În schimb, ce au vrut este, da. Și în număr covârșitor, într-adevăr, și au când participat este, la acea ședință. Lucrurile astea noi nu le uităm și o să le aducem aminte de fiecare dată și o să spunem. Când vreți să vă măriți salariile, când vreți să vă măriți pensiile, faceți, pentru voi faceți. Când este să faceți și pentru noi ceva și, cum să vă spun, nu să ne dea de pomană, să ne lase să muncim, să ne câștigăm și noi pâinea prin muncă cinstită, se fac că plouă. Și eu vă spun, aș spune aici că au și interese. Aș adăuga faptul că nu suntem nici noi chiar atât de naivi sau proști, să vă spun așa direct, să nu ne dăm seama că sunt interese foarte mari. Adică sunt secretari de stat, parlamentarii, deputați care au interese, au afaceri în energia aceasta verde pe care ne pune atâtea bețe în roate și vă dați seama cum ar fi să-și dea lege care să le îngroape afacerile. Da, să le îngroape afacerile. Dar o să vedeți că noi sindicatele în perioada ce va urma o să le facem mari surprize. O să vedeți cum o să-i așteptăm. Poate să ocolească gorjul sau vă spun să vină noaptea. Miniștrii sau să nu mai vină niciodată. Dacă nu vin aici, o să-i căutăm pe la București și o să ne facem auziți pentru că nu mai avem răbdare. Da, o să continuăm discuția. Trebuie să luăm însă o scurtă pauză de publicitate de câteva minute.